Metoda italiană de combatere a depopulării se răspândește și în alte părți ale lumii. Aceste inițiative au dat roade, astfel că acum sunt reproduse cu mai multe sau mai puține asemănări în alte țări. Cel mai recent caz este Grecia, acolo unde o insulă paradisiacă oferă mari privilegii familiilor care decid să locuiască acolo. Grecia a devenit una din destinațiile de vacanțe preferate ale românilor, an de an tot mai mulți optând pentru această țară atunci când vine vorba de petrecerea concediului. Vestea bună este că cei care iubesc atât de mult țara, tărâmurile, se pot munta acolo, iar statul îi ajută în acest sens. Ei bine, autoritățile pun la dispoziție doritorilor posibilitatea de a primi o casă și bani lunar dacă sunt îndeplinite o serie de condiții. Vorbim astăzi despre ceea ce se cere, dar și cum pot beneficia românii de această oportunitate. Insula paradisiacă antichi Chitera din Grecia oferă o mulțime de privilegii familiilor care decid să se mute acolo, printre care se numără o casă, dar și o sumă considerabilă de bani. Terenurile oferite gratuit se află pe una dintre cele mai frumoase insule ale țării, care totuși nu este la fel de mult vizitată precum Creta, Corfu, Zanichitos sau Tasos. Cu toate acestea, turiștii care au ajuns aici au spus că peisajele sunt de vis, iar liniștea este literă de lege. Așadar, cei interesați se vor bucura de o casă gratuită, de un teren și de o alocație lunară de 500 de euro, care va fi distribuită în primii 3 ani de ședere pe insulă. O oportunitate ideală pentru cei care vor să facă o schimbare importantă în viața lor. Prin această inițiativă, Grecia dorește să ajute economia țării și să populeze locurile frumoase pe care le deține. De altfel, este bine cunoscut faptul că țara se bazează în cea mai mare parte pe turism. Viața la început nu va fi ușoară, dar insula dispune de resurse proprii pentru a asigura bunăstarea familiilor. Casele au centrale electrică și propria sursă de apă. Totodată, este important de știut că insula are doar 20 de kilometri pătrați de sălbăticie virgină, unde există un singur oraș, Patamos, care este punctul de intrare pentru străini prin cursele de feribot din Creta, relatează pe tech.ro.